Preoții și cântăreții bisericești din Episcopia Severinului și Strehaiei au participat aseară în sala mare a Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnul Severin, la conferința pastoral-misionară. Tema acestei întâlniri a fost familia românească între normalitate și patimă, invitatul special al serii fiind medicul și profesorul Pavel Chirilă. Evenimentul s-a încadrat în contextul demersului inițiat de Coaliția pentru Familie cu privire la modificarea Constituției României. Noi oricum suntem în pregătirea unui referendum pentru familie, pentru a defini mai bine căsătoria și pentru asta pledăm acolo unde putem și avem timp și loc pentru ca să lămurim, să înțeleagă toată lumea ce înseamnă înscrierea căsătoriei creștine în Constituția României, a căsătoriei dintre un bărbat și o femeie și ce implicații are aceasta și ce implicații ar avea dacă nu ar fi așa. Am avut mai multe conferințe în țară și sperăm încă să putem continua până când Senatul României se hotărăște să respecte promisiunea care a făcut-o anul acesta pentru a organiza referendumul. Este foarte binevenită o asemenea conferință cu asemenea temă, într-o vreme în care, din multe părți, familia este lovită și se tinde tot mai mult spre dezintegrarea ei. Este dureros să constați că în Uniunea Europeană, astăzi avem 17 state care au legalizat căsătoria între persoane de același sex. Este îngrijorător faptul că destrăbălarea și lipsa de moralitate predomină astăzi în cadrul tineretului nostru european. Facem parte din leagănul culturii umanității. Europa este acest leagăn și constatăm cu durere că declinul moral tinde spre dezintegrarea ei. Conferințele acestea preoțești care adună toată suflarea preoțească, adună de fapt toate busolele din fiecare comunitate, dintr-o regiune, cazul nostru dintr-o eparhie, Episcopia Severinului și Strehaiei, pentru ca să fim reîncărcați în orientarea oamenilor atunci când mergem înapoi în comunitățile pe care le conducem duhovnicește. Preoții și credincioșii prezenți, după ce au audiat conferința susținută de profesorul Pavel Chirilă, au adresat întrebări cu privire la tema evenimentului.